Când ai fost ultima oară la un concert la Ateneul Român? Ce ar fi să încerci să ajungi? Pentru că muzica clasică poate fi un leac pentru suflet. Haideți să încurajăm să crească pe tinerii muzicieni care fac performanță în acest domeniu și care pun România pe harta internațională a muzicii clasice. Eu astăzi am ales să vi-l dau de exemplu pe unul dintre acești tineri. E vorba de pianistul Fabiani Prâxina, a cărui poveste de viață începe mai trist decât a altora, dar care a găsit puterea și inspirația să nu se lase învins de drama personală, ci să ajungă pe marile scene internaționale și să adune premii de locul întâi la aproape toate competițiile la care participă. Ultimul a fost la concursul Gold Europe Ucraina. Fabiani are acum 18 ani și l-am găsit la liceul Dinul Lipati, pregătindu-se pentru viața de pianist și pentru performanțele viitoare. Ca planul de viitor, vreau să dau la conservator, vreau să-mi continui studiile și pe cât posibil să continui să învăț. Ca să ajung în punctul în care să pot să-mi creez un limbaj muzical propriu și să-mi creez o opinie proprie, oricare reprezentație, oricare ieșire pe scenă este la fel de importantă. Că ai o singură persoană care vine și te ascultă în sală, că ai o sală de 200 de persoane sau că ai o sală de 1500 de persoane, toată vin cu același scop, să te asculte, să-și deschidă sufletul și să se lase purtați de ceea ce faci tu ca și muzician. Ai libertatea de a face absolut orice, poți să-ți pui sentimentele fără să stai să cauți. Și asta e una dintre chestiile care mă atrage cel mai mult față de muzica. Fabiani, îți urez o carieră plină de concerte și alături de colegii din generația ta să ajungeți cei mai buni din lume. Smart is the new cool.